Această acțiune a avut nevoie și de un contact intens în mediile universitare și pentru aceasta mulțumim partenerilor noștri de la Universitatea București. Universitatea București este prezentă masiv aici, am putea spune, prin mai multe cadre didactice specializate în tematica simpozionului, dar persoana cu care noi am lucrat cel mai intens, într-un fel sufletul acestei acțiuni, este domnul lector universitar dr. Iulian Costache, pe care îl invit să ne spună. Domnule profesor. Doamnelor, domnilor, domnule academician, onorată oficialități. E un moment dificil să te întâlnești la 100 de ani de posteritate cu moștenirea unui scriitor și nu a oricărui scriitor. Aș vrea să mulțumesc colegilor noștri universitari din țară. Sunt universitari din 6 centre universitare ale țării, la care se adaugă, ca să avem o cifră fatidică, și invitații din Republica Moldova de la Chișinău. Iată, dar că cifrele frumoase fac întotdeauna spiritul perfect rotund al unor astfel de ocazii. Mulțumesc prieteniei, în primul rând, și Caragiale a avut vocația prieteniei. Mulțumesc prin aceasta și eu prieteniei care a făcut posibilă această manifestare, pentru că știu foarte bine efortul pe care l-a depus fiecare dintre colegii noștri din celelalte centre universitare pentru a fi prezenți într-o perioadă extrem de încărcată aici, la Târgoviște, la invitația Bibliotecii Județeane Ion Elia de Rădulescu, a conducerea acestei biblioteci și a partenerilor din mediul academic. Trebuie să mulțumesc în același timp, sigur, în absență acum, dar prin prezența patronajului său, domnului profesor universitar dr. Nicolae Manolescu, ambasador al României la UNESCO și președinte al Uniunii Scriitorilor, pentru patronajul acordat de UNESCO acestei manifestări, deopotrivă științifice, dar și culturale. Domnul profesor Manolescu ne-a rugat să transmitem gândurile cele mai bune colegilor care participă la această manifestare și în măsura în care va fi posibil, e posibil să-l avem așadar prezent și pe domnul Manolescu în aceste zile. De asemenea, trebuie să mulțumesc rectorului Universității de Artă Teatrală și Cinematografică, profesor universitar dr. Adrian Titieni, care s-a raliat acestei inițiative și, dacă îmi permiteți, o să citesc mesajul domniei sale. Se împlinesc 100 de ani de când Ion Luca Caragiale a răposat la Berlin. Tot anul acesta se împlinesc cei 160 de ani de la nașterea scriitorului. Trăim așadar un an dublu Caragiale. Să nu uităm, deci, primul centenar Caragiale din 1952, moment evocat și în programul simpozionului. În contextul acestui an, din contextul acestui an, își poate revendica descendența și identificarea oficială cu numele lui Caragiale a instituției noastre. Cu 2 ani înaintea centenarului se înființează la București Institutul de Artă Cinematografică și Institutul de Teatru Ile Caragiale, iar la 2 ani după centenar, în 1954, cele două așezăminte culturale se reunesc și devin Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, astăzi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale. Venind dintr-un domeniu strâns legat de imaginea scriitorului, în fond și Teatrul Național din București îi poartă numele, am înțeles ca pe o datorie să nu rămânem în parte, ci să fim aici împreună cu colegii noștri de la Literele Bucureștene, la rândul lor angajați într-un domeniu de asemenea profund legat de Caragiale. În acest caz, ideea lucrului în echipă nu este numai un semn al necesității zilelor noastre de a aborda orice formă culturală din cât mai multe direcții posibile, ci mai mult decât atât impune o constatare obligatorie a polivalențelor pe care identitatea actuală a lui Caragiale
scriitorul, omul de teatru, gazetarul, omul, în fond, le implică. De aceea, inițiativa conlucrării universitare, într-o alianță sui generis, într-o alianță pentru Caragiale, credem că devine calea vie și modernă de acces către răspunsul pe care îl datorăm responsabilității noastre comune în fața creditului avansat cu generozitate de scriitori acestor deja 100 de ani de posteritate. Ori, la fel cum Caragiale a creat confreriile profesionale, la rândul nostru, sub auspiciul său, ne-am bucurat să putem răspunde cu prietenie invitației Facultății de Litere și Bibliotecii Județene Dâmbovița pentru alianță universitară pro-Caragiale și am încercat să sprijinim cu mijloacele noastre desfășurarea evenimentului pe care în aceste zile îl celebrăm la oaltă în județul Dâmbovița. Îi mulțumim așadar domnului rector Adrian Titieni pentru sprijinul foarte consistent, veți observa, desfășurării acestor manifestări. De asemenea, trebuie să anunț că din partea Comisiei Naționale UNESCO, doamna dr. Daniela Popescu se va alătura echipei noastre. Din păcate, traficul nu i-a permis să fie alături de noi. Și acum, dacă îmi dați voie, o să încerc să intru și în rolul lui Iulian Costache, ca organizator, coorganizator al acestei manifestări, spunându-vă din punctul de vedere al gândirii care a stat la baza acestei manifestări, că totuși să te ocupi de Caragiale nu e un lucru ușor. Să te ocupi de marile branduri culturale nu este un lucru comod, dincolo de ceea ce putem să credem sau să înțelegem prin ceea ce am fost învățați, educați de școală. O să vă evoc dificultatea organizării acestui simpozion prin faptul că a trebuit să angajăm convorbiri telefonice foarte lungi, foarte ample, cu invitații din țară, explicându-le că locul de naștere al lui Caragiale nu este pe traseul care vine cu trenul dinspre Iași, la colegii din Iași, spre Ploiești sau dinspre Timișoara, prin București, via Ploiești, via Mizile, eventual, ci trece prin Dâmbovița. Aici avem o problemă de geografie simbolică, care este torsionată în raport cu geografia reală, geografia fizică, ori acest simpozion își propune, dacă se poate, să contribuie la reașezarea geografiei simbolice, împreună peste geografia fizică. Caragiale nu este doar un scriitor, este mai mult decât atât un simbol, este unul dintre scriitorii care dau axele fundamentale ale culturii române, este în cele din urmă și un brand. Haideți să vedem ce înseamnă un astfel de brand. O să vă vorbesc foarte repede despre bani. Brandurile, scriitorii, când devin valori, nu doar culturale, în sens larg, ci devin branduri, încep să fie trecuți în manuale, pe buletine în chip de stradă, sau sunt puși apoi pe note, în cazul unor cântece, sau sunt puși pe bancnote. Iată-l și pe Caragiale cu bancnota de 100 de lei. Ce se întâmplă cu alte branduri? Întotdeauna există o geminare a brandurilor, branduri siameze, între brandul de autor și brandul locului nașterii. Îl avem așadar pe Goethe, alături de Weimar. Îl avem pe Shakespeare, alături de Stratford-upon-Avon. Îl avem pe Cervantes, alături de Alcalá de Henares.
avem, pardon, vorbeam de Cervantes, da, îl avem pe Dante cu Florența, îl avem pe Cioran cu Rășinari, îl avem pe Crangă cu Cumulești, pe Eminescu cu Ipotești. Ce avem la Caragiale? Cu toții știm că s-a născut în Haimanale. Asta ne-a învățat istoria literară. Se pare că ultimul breaking news în legătură cu Haimanale, cu această localitate, este că acolo s-a născut Caragiale și după aceea localitatea respectivă și-a schimbat numele în Caragiale. Unde se află această localitate? Am vrut acum 5 ani să ajungem cu o echipă de colegi de la facultate, cu atunci masteranți, studenți, masteranți, astăzi doctoranți sau chiar doctori, la Haimanalele lui Caragiale. Am deschis dicționarul enciclopedic. Ce ne spune nou dicționarul enciclopedic? Caragiale, născut 1852, Haimanale, localitatea Haimanale, azi Ploiești. Cartier al Ploieștiului. Vă mai aduc nenumărate dovezi care spun, chiar în edituri însemnate, dacă nu cartier, pe aproape de Ploiești, în vecinătatea Ploieștiului. Am constatat după aceea că e greu să gestionezi geografia fizică de la astfel de repere culturale. Iată ce înseamnă forța culturii. Forța culturii creează propriile ei hărți. Am încercat să văd unde este poziționat pe hartă. Astă vară, la hotelul unde suntem cazați, am primit o broșură cu materiale de promovare economică și culturală a județelor. M-am uitat în stânga județul Dâmbovița, cu reperele sale fundamentale, cu brandurile sale, la județul Prahova, în dreapta, Caragiale din nou. Deci, încă o dată, eram îndemnat să cred că în localitatea de naștere a lui Caragiale se ajunge nu doar trecând, ci fiind limitrof cu Ploieștiul. Am încercat să ajungem cu trenul la Caragiale. Iată ce se descarcă de pe internet la modalitățile de a ajunge cu trenul la Caragiale. Niște trenuri, dar sus sosiri, jos plecări, toate pe ruta Caragiale, cu o singură observație. Ultima rubrică este completată de sus și până jos cu o singură sintagmă. Nu circulă. Am ajuns în vecinătatea șoselei de centură a Ploieștiului și în sfârșit ne-am bucurat că am dat de Caragiale. Bine ați venit în orașul lui Caragiale, Ploiești. În sfârșit am dibuit drumul către localitatea de naștere a Caragiale și am ajuns la un popas. Orice cal, indiferent câtă putere are, se oprește la un popas. Popas Caragiale non-stop. Ne-am apropiat și de Caragiale. Sigur, Caragiale era ca și personajul său, Cănuță, un om mai sucit. Acum câțiva ani era un panou sucit. Astăzi sunt sigur că nu mai stau lucrurile așa. Și intrăm, în sfârșit, în teritoriul simbolic al operei lui Caragiale. De aici încolo, povestea vă vom spune la fața locului și mă bucur că domnul secretar al Consiliului Județean, Ivan Ivanov, a menționat acea oprire în fața actualei pușcării. De ce? Pentru că acolo a fost, pușcăria este, penitenciarul este pe ruinele unei mănăstiri, o foarte mare și importantă mănăstire, o mănăstire cantacuzină, unde tatălui Caragiale a funcționat ca secretar al mănăstirii. Întâmplător, lucrând și căutând în arhive, l-am găsit și pe tatălui Caragiale cu semnături. Mulțumim așadar colegilor universitari din toată țara și publicului local, prietenilor, intelectualității din Târgoviște, din județul Dâmbovița, că ni se alătură pentru a încerca să restabilim corectitudinea hărților culturale și geografice. Pentru